Salut! Numele meu este Luci și în continuare vreau să vă prezint montura Method Feeder. Această montură a fost inventată cu ceva timp în urmă de pescari engleși și este foarte folosită în pescuitul crapului și al carasului pe lacuri. Dar vreau să vă spun că în sezonul trecut am folosit foarte mult această montură în pescuitul pe Dunăre și chiar am avut rezultate foarte bune cu ea. De aceea vreau să vă prezint materialele necesare pentru realizarea acestei monturi, dar și pașii care trebuie să-i facem pentru a finaliza o montură Method Feeder. În continuare o să încep prin prezentarea materialelor și scopul fiecăruia, iar pe parcurs o să discutăm despre folosirea acestei monturi, cum și când este eficientă și de ce este eficientă. Haideți să vedem materialele. Pentru a realiza această montură avem nevoie de un Method Feeder, un momitor plat, conectorii dintre linia principală și strună, care pot fi semifixi, sau conectorii care ne ajută la realizarea unei monturi culisante. Mai avea nevoie de cârlige cu ochet. Acestea le putem folosi atunci când folosim ca strună firul textil. Acestea, după cum vedeți, au ochetul orientat în interior spre vârful cârligului. Sunt mult mai eficiente în legăturile cu firul textil. Dar avem și cârligele de la Preston care au ochetul în exterior și sunt eficiente pentru legăturile cu mono. Mai avem nevoie de quick stopperle de la Corum. O să vedeți că cu ajutorul acestora putem fixa mult mai ușor momeala pe firul de păr. Croșetele de la Corum, cu ajutorul cărora vom introduce momeala pe firul de păr. Un fir textil pentru realizarea strunelor atunci când dorim să facem strunele cu material textil. Și presa de nadă cu ajutorul căruia vom fixa nada pe monitor. Haideți să vedem și primii pași pentru realizarea acestei monturi. Pentru început vom realiza o strună cu fir împletit, cu fir textil. Iar pentru asta vom avea nevoie să montăm acest quick stop pe fir. După cum observați, prin mijloc are o gaură, iar pe acolo vom introduce firul și vom face un laț. Astfel, quick stop-ul va rămâne atașat la capătul strunei. În mijloc, după cum se poate vedea, se vede mai bine, quick stop-ul are o gaură. În acea gaură vom introduce croșeta, iar quick stop-ul îl vom introduce prin momeală, iar după aceea îl vom scoate și acesta va fixa momeala pe firul de păr. Nu va mai fi nevoie de fiecare dată să ne chinuim pe bucle foarte mici, ținând cont că pe această montură este indicat să folosim momeli mai mici. Vă dați seama că vom pierde foarte mult timp dacă vom trage cu o croștă normală pe o buclă și vom introduce opritoare în aceeași buclă pentru a fixa momele pe firul de păr. Haideți să vedem cum introducem firul împletit prin această gaură de la Quick Stop. Este indicat să folosim fire textile mai subțiri pentru a intra mai ușor. După cum vedeți, l-am introdus pe fir.
Ce avem de făcut acum este să facem o buclă cât mai mică. Și să o strângem cât mai aproape de quick stop. După cum vedeți, primul pas a fost realizat, am legat quick stop-ul de fir. Tăiem surplusul. Așa. Următorul pas este să introducem cârligul pe fir. Pentru asta întotdeauna introduceți firul prin ochetul cârligului spre vârf, spre vârful cârligului. Tragem căligul până aproape de quick stop. Aici, în acest punct, este indicat să fixăm distanța finală a firului de păr. Pentru asta, eu vă recomand să vă faceți din timp strunele, să le țineți într-un penar sau într-un alt dispozitiv conceput pentru păstrarea strunelor, deoarece pentru fiecare momeală este necesar o anumită lungime pentru firul de păr. Dacă e să montăm, dau un exemplu, un cubuleț de mămăligă, eu am folosit foarte mult cubulețul de mămăligă, pescuitul pe Dunăre, mi-a dat rezultate foarte bune în pescuitul la Crabda și la Caras. Haideți să vedem cum montăm acest cub. Deci am introdus croșeta, vârful croșetei, în gaura de la quick stop. Introducem quick stop-ul prin interiorul cubulețului de mămăligă. Scoatem croșeta. Și după cum vedeți, acesta o să rămână fixat. Odată montat cubul de mămăligă, putem fixa lungimea firului de păr și vom ști că această strună o vom folosi doar pentru cubulețele de mămăligă. Nu am folosit fire de păr foarte lungi, am folosit undeva la o distanță de 1 cm, chiar și mai puțin, față de curbura cârligului, distanța dintre cubuleț și curbura cârligului. După ce am fixat distanța, pentru o manevrare mai ușoară, putem înlătura cubul de mămăligă, îl spargem pur și simplu, apucăm de curbura cârligului să fixăm firul și începem să matisăm firul de sus în jos, înspre vârful cârligului. De obicei, eu rotez până când firul ajunge în drept cu vârful cârligului. În acest moment, fixăm firul. Și introducem capătul tot prin ochetul cârligului și tot spre vârful lui. Deci întotdeauna scoatem capătul spre vârful cârligului. După cum vedeți, firul de păr a fost realizat. Putem să-l punem într-un penar, să-l avem deoparte cele făcute pentru cubuleți de mămăligă, pentru pelete, pentru o boabă de porumb, pentru două boabe de porumb, pentru un boilis,
de diferite diametre. Important este să le aveți făcute și măsurat din timp distanța ca să fie cât mai eficiente. După cum ați observat și v-am spus, să scoateți firul spre interiorul căligului, spre vârful căligului, deoarece are o mecanică mult mai bună, în sensul că în momentul în crapul sau carasul va aspira, când vrea să-l scuipe, căligul întotdeauna se va întoarce cu vârful spre buza de jos a peștelui, înțepându-l mult mai eficient. Asta vedeți, mai dată. Bineînțeles, pe Quick Stop se mai poate monta și boilisuri flotante, cum vedeți. Bineînțeles, este indicat să reglăm distanța între boilis și călig sau între boaba de porumb și călig în momentul când facem montajul. După cum vedeți, aici avem un fir de păr mult mai lung. Este și acesta eficient, dar atunci când vrem să selectăm talia peștilor, atunci când dorim să eliminăm trăsăturile peștilor mai mici sau chiar a carașilor. De multe ori, prin lungirea firului de păr, se poate selecta talia peștelui. Acum depinde cum doriți. Să înlăturăm și boilisul. Haideți să vedeți cum putem monta și o bavă de horum. Ducem Quick Stop-ul pe croșetă. De multe ori putem monta două boabe, putem monta prin mijlocul bobului sau de-a lungul lui. Depinde cum doriți. După cum v-am spus, de la început trebuie măsurată distanța, pentru eficiență mărită, trebuie măsurată distanța dintre momeală și curbura cârlingului. Cu o distanță mai mică între cârlig și momeală, vom avea mai multe trăsături și vom prinde și peștii mai mici. Iar odată cu mărirea distanței între cârlig și momeală, putem selecta pești într-o anumită măsură. De multe ori pe lacurile comerciale, pe lacurile private unde este o densitate foarte mare de pește și peștii nu dispun de o hrană naturală bogată, concurența pe hrană este foarte mare și chiar și această montură va prinde pește mic. Haideți să vă arăt și o legătură cu monofilament. Iar pentru asta vom avea nevoie de un alt fel de cârlige. Aceste cârlige, după cum observați, au ochietul orientat în exterior. Deoarece atunci când struna o legăm cu fir monofilament, acesta este mai rigid și în cazul în care ochietul era orientat spre interior, mecanica monturii nu ar mai fi fost la fel. Haideți să vă arăt cum o se comportă un asemenea călig cu o strună mono. Pentru asta o să luăm un alt Quick Stopper, acesta îl vom detașa ori cu ajutorul unui foarfece, ori prin rotire de pe suport. Așa. Bineînțeles, grosimile strunelor pot varia de la 16 mm până la 20-22 de mm, în funcție de talia peștilor. Introducem firul prin gaura Quick Stopper-ului. Vom face aceeași buclă. Încercăm să o facem cât mai micuță. Să vedeți. O buclă. Introducem Quick Stop prin această buclă. S-a format un laț.
Acest laț încercăm să-l tragem înainte să strângem cât mai aproape de quick stop. Strângem. Detașăm surplusul. Și urmăm aceeași procedură. Haideți să vedem acum în cazul în care vrem să montăm un boilies flotabil. De multe ori acestea flotabile și foarte intens colorate sunt de recomandat pe lacurile comerciale, unde este o densitate foarte mare de pește. Introducem boilies-ul pe fir. Da? Introducem firul prin ochetul căligului tot spre interior. Aici, din nou, trebuie să reglăm distanța dintre boilies și călig și începem la fel să matisăm de sus în jos, înspre vârful căligului. Eu, cum v-am spus, matisez până în drept cu vârful căligului. Vedeți? Deci este în dreptul vârfului căligului. După aceea, introduc capătul tot din exterior spre vârful căligului și strângem. Și aceasta este montura finală. Așezăm spirele puțin. Iar aceasta așa va sta pe substrat, fiind foarte atractivă pentru crapi în unele cazuri. După finalizarea legăturii căligului, trebuie să facem bucla pe care o folosim la atașarea strunei de conectorul dintre linia principală și struna. De obicei, pe method feeder, cele mai eficiente strune s-au dovedit de-a lungul timpului a fi cele de 10 cm. Asta o spun atât pescari englezi care au inventat acest sistem, dar același lucru îl spun și mulți pescari care mai folosesc această montură. Eu am folosit lungimi variabile între 5 și 10 cm. Totul depinde de densitatea de pește, de apetitul lui. Este bine întotdeauna să încercați. Puteți să plecați de la o strună de 10 cm și să o scădeți treptat până la 5, 7, 6 cm. Dar puteți să vă fixați toate strunele pentru început la 10 cm. Faceți o bucla. În surplusul. Și uite așa aveți niște strune gata realizate pentru diferite monturi. Acestea le puteți păstra, v-am spus, în penare speciale sau în diferite dispozitive de păstrare a strunelor. În momentul când ajungeți la pescuit, puteți alege struna în funcție de momeala pe care o folosiți, dar și de talia peștilor, de ce nu. De multe ori sunt eficiente strunele realizate din fir monofilament, iar de multe ori sunt mai eficiente strunele realizate din material textil, mai soft. Strunele din material mono au și avantajul că în momentul în care peștele inhalează momeala, acestuia va fi mult mai greu din cauza rigidității să o elimine. Și astfel înțeparea devine una mult mai eficientă. Am pățit cazuri în care strunele mono au fost mai eficiente, dar au fost și cazuri în care strunele soft cu fir textil mult mai maleabile au fost mai eficiente decât strunele
mono. Este bine să aveți de amândouă și să le încercați pe amândouă. Acum că am realizat struna, haideți să vedem ce mai avem de făcut pentru a conecta struna la montură. Introducem linia principală, firul principal, prin metod feeder. Și acum să vedem, putem alege cum vrem să pescuim, cu o montură semifixă sau cu o montură culisantă. În funcție de asta vom alege și conectorul dintre strună și linia principală. Aici avem conectoarele de la Preston Method Feeder Quick Change Bead. Aceștia sunt semifixe, în sensul că odată introduse în acest orificiu, peștele când va inhala mumeala, va trage după el greutatea mumitorului, realizându-se astfel o auto-înțepare. În cazul în care peștele rupe linia principală sau aceasta se rupe din cauza contactului cu suprafețele dure de pe substrat, peștele va reuși să scape de mumitor, deoarece acest conector este unul semifix. La un șoc puțin mai tare, iese din acest orificiu. Deci putem opta pentru un conector semifix sau putem opta pentru un conector care ne face o montură total culisantă. Haideți să vedem și prima oară un montaj cu acest conector semifix. De multe ori îl folosesc pe acesta semifix pentru că ajută foarte mult la auto-înțepare, în sensul că în momentul când peștele inhalează mumeala și de să plece cu ea, datorită greutății mumitorului, acesta se va auto-înțepa. Trebuie avut grijă că în astfel de cazuri, mai ales pe apele sălbatice cum e Dunărea și asta, trăsăturile sunt extrem de brutale și dacă nu aveți luate măsuri de precauție, cu siguranță lanseta va zbura de pe suport în câteva secunde. Nici nu veți avea timp să reacționați. De aia este foarte bine în aceste cazuri să aveți lanseta asigurată și să o supravegheați. Nu lăsați lanseta nesupravegheată, pentru că cu siguranță sunt șanse foarte mari să dispară de pe suport. Deci, acest conector semifix este realizat din două piese. Suportul care intră în metal feeder și clema de conexiune. Cu ajutorul unghiilor puteți să o scoateți afară. După cum vedeți, aceasta are o gaură de care vom lega firul principal și aici avem o clemă pe care vom atașa struna, iar după atașare vom introduce acest conector în orificiul de aici. Haideți să vedem. Deci prima oară, după ce am introdus firul prin linia principală, prin method feeder, introducem și acest cămaș acestui conector semifix. Da? Iar după aceea introducem firul principal prin orificiul clemei. Haideți să vedeți mai de aproape. Vom face același nod ca și la Quick Stop, adică vom face un laț. Asta nu ne chinuim foarte mult. Facem o buclă, introducem
crema prin buclă. Da? Și vom strânge cât mai aproape de... Bineînțeles, este foarte recomandat să umezim puțin. Astfel, nodul se va așeza mult mai bine și nu va fi riscul să se rupă. După ce am legat clema la firul principal, nu avem decât să o tragem în interiorul conectorului. După cum vedeți, montura este foarte simplă și extrem de ușor de realizat, în sensul că nu avem decât să introducem firul prin interiorul monitorului și să atașăm elementul de conexiune. Următorul pas este să introducem struna, să atașăm struna la acest conector. Acesta este foarte simplu de realizat. După cum vedeți, această clemă are un lăcaș în care introducem struna, da? Iar după aceea tragem în interior această cremă. După cum vedeți, struna a fost atașată foarte repede și foarte ușor. Odată ajungi pe apă, în funcție de condițiile respective, putem schimba foarte ușor struna. Chiar dacă este nevoie să folosim una mai lungă, una mai scurtă, o strună din monofilament sau o strună din fir textil, aceasta se poate monta extrem de ușor. Haideți să vedem acum cum conectăm și elementul de conexiune culisant, care ne ajută la realizarea unei monturi culisante. După cum vedeți, acesta este exact, are același principiu ca și cel semifix, doar că în extremitatea aceasta este rotund și nu permite, nu o să intre în orificiul din interiorul mumitorului. Acest conector are același tip de clemă. Diferența fiind doar de cămaș. Haideți să-l montăm și pe acesta. Prima oară introducem cămașa conectorului pe firul principal spre monitor. Introducem firul prin orificiul clemei. Facem același plaț. Și îl tragem încet spre clemă. Umezim puțin nodul și după aia îl strângem. Odată nodul făcut, nu mai avem decât să tragem firul și să introducem clema în cămașa conectorului. Și astfel am realizat o montură culisantă. Această montură culisantă se poate folosi și atunci când dorim să facem un pescuit mai fin, iar mumeala o montăm direct pe călig. Am prins destul de bine cu această montură culisantă, iar struna a fost realizată din fir mono de 16, de 0,16 mm, un călig de 16, puțitel mai gros și 2 viermi. A fost o montură eficientă imediat după dezgheț pe lacurile unde predomină populația de crap.
Eu vă spun, puteți alege, puteți opta de fapt pentru o montură culisantă sau una semifixă. Bineînțeles că se poate face și din această montură una fixă sau una semiculisantă prin atășarea unui opritor pe fir, iar prin mutarea acestui opritor spre mumitor sau chiar lângă mumitorul putem face fixă sau o culisare limitată. Din câte am auzit, și nu prea umblu foarte mult pe lacurile private, dar din câte am auzit de la diferiți clienți ai noștri, o mare parte din patronii aceste lacuri nu permit monturile fixe, deoarece în cazul în care această montură se rupe undeva pe linia principală mai sus de mumitor, există riscul ca peștele să tărească timp îndelungat mumitor după el, fapt ce nu este de dorit. După cum ați văzut, cele două monturi sunt extrem de ușor de realizat, nu necesită multe materiale. Haideți să vedem și cum atașăm nada pe mumitor. După finalizarea monturii, tot ce avem de făcut este să atașăm nada la mumitor, dar asta se poate realiza cu ajutorul acestei prese care v-am prezentat-o la început. Funcționează pe un principiu destul de simplu, adăugăm nadă în interior, introducem mumitorul, presăm, iar cu ajutorul acestui arc, cu ajutorul acestui sistem, scoatem mai ușor nada cu mumitor din interiorul presei. Haideți să vedem, avem niște nadă. Important ca nada să fie de umezită până în momentul în care aceasta se poate presa într-un bulgăre. Nici să fie prea umedă, dar nici prea uscată. Putem încerca, în cazul în care nu ne reușește, putem să mai stropim puțin nada. Ca să evităm încurcarea strunei în timpul lanseului, putem introduce mumeala și câligul în interior, iar peste ea să adăugăm nadă. Așa. Urmând ca apoi să presăm mumitorul foarte bine. Și cu ajutorul acestei lamele vom împinge mumitorul cu tot cu nadă presată afară. După cum observați, am încastrat atât cârligul parțial cât și mumeala în nadă. Aceasta ne va ajuta ca în timpul lanseului să eliminăm riscurile încălcirii strunei de linia principală. Haideți să vedem să punem această montură într-un bol cu apă, să vedem cum se comportă pe substrat. Datorită plumbului de pe spatele mumitorului, acesta întotdeauna va ajunge pe substrat în această formă. Niciodată nu se va întoarce invers. Haideți să vedem ce se întâmplă odată înaltă ajunsă pe substrat. După cum vedeți, aceasta începe să se descompună încet. Iar după aceea, în cazul de față am montat o mumeală flotabilă, aceasta se va ridica, fiind foarte vizibilă pentru peștii care sunt atrași de nada de pe mumitor. Bineînțeles, la cârlig se poate monta atât porumb, cât și cubulete de mămăligă, pelete, boilisuri normale, boilisuri flotante, boilisuri de diferite diametre, combinații între pelete și porumb, combinație între boilisuri flotante și porumb. Combinațiile pot fi nelimitate. Totul depinde de locația unde mergem. Vreau să vă spun că pe Dunăre cele mai bune rezultate le-am avut la cubuleți de mămăligă, pe care l-am aditivat cu
atractant praf Carpix de la Sensas și am prins atât caras cât și crab. Pe lacurile private, unde densitatea de pește este foarte mare, dar se și nădește pescarii de crab nădesc foarte mult cu boilisuri foarte nutritive, se pot folosi eficient peletele. După cum ați observat, după ce nada s-a dizolvat, boilisul s-a eliberat din nada și astfel avem o mumială foarte atractivă vizual și o grămăjoară de nadă care de asemenea este atractivă pentru peștii din zonă. Cum am spus mai devreme, pe lacurile private puteți folosi peletele pe bază de făină de pește care sunt foarte atractive, dar și peletele cu aromă de fructe. Ați văzut montura, nu este nimic greu de realizat. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați cunoscut-o, mulți dintre dumneavoastră nu ați văzut-o niciodată, dar vreați să o vedeți cum se realizează. Noi nu putem decât să vă spunem că tot timpul trebuie încercat. Niciodată nu o să avem aceleași rezultate în aceleași condiții și pe aceeași. Cam atât despre montura cu metod feeder. În cazul în care aveți întrebări suplimentare legate de realizarea acestei monturi, ne puteți adresa întrebările dumneavoastră în secțiunea forum din cadrul site-ului www.pescuitlafeeder și de asemenea materiale folosite în această montură le puteți găsi pe magazinul nostru online, la secțiunea magazin, tot în cadrul același site www.pescuitlafeeder.ro. Până la următoarea întâlnire, vă urez toate cele bune și să aveți fire întinse. Numai bine!